Tudorel Toader este în acest moment în biroul lui Călin Popescu Tăriceanu, președintele Senatului. Vă reamintesc faptul că, sigur că Tudorel Toader este pe un portofoliu al PSD, dar nu e membru PSD și toată această perioadă s-a vorbit despre profesorul Tudorel Toader ca fiind propunerea lui Călin Popescu Tăriceanu și susținut de ALDE în coaliție, da. Sigur că luat în brațe și de PSD. Vasile Marcu ne spune dacă, adică ce informații ai, pleacă de acolo cu o demisie, că discuția trebuie să o aibă cu Călin Popescu Tăriceanu, înțeleg. E greu de spus acum dacă va demisiona ministrul Tudorel Toader. Cert este că de aproape o oră stă în biroul președintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, și discută cu președintele Senatului, cel care l-a susținut întotdeauna, chiar și atunci când era criticat des, iată, chiar și astăzi l-a susținut pe ministrul Tudorel Toader, un ministru independent politic, dar asumat de cei din ALDE. Și pentru că spuneam că ministrul, nu știm dacă va demisiona acum, totuși el nu exclusese această variantă, spunea că este și dispus să-și dea demisia, oricum de la minister spunea că va pleca în momentul în care va vedea în monitorul oficial numele altui ministru, un alt nume acolo scris. Până atunci el va rămâne ministru al justiției și deci așteaptă să fie trecut în monitorul oficial următorul ministru al justiției. Deocamdată nu știm ce discută cu Călin Popescu Tăriceanu, dar este de așteptat să fie o strategie, să spunem, pe viitor, mai ales că Tudorel Toader a anunțat că atunci când va pleca de la minister va face și o dare de seamă a ceea ce i s-a cerut, ce trebuia să îndeplinească și cât a reușit să îndeplinească. Astăzi, pentru că spunea de Senat, a venit chiar înainte de începerea ședinței de plen și s-a așezat în banca miniștrilor, a rămas mai tot timpul singur acolo până când a început plenul Senatului, un plen la care ar fi trebuit să se ia în discuție și moțiunea simplă împotriva sa, dar exista deja strategia pusă la punct de senatorii puterii, care știau că în momentul în care se va ajunge la acest punct de pe ordinea de zi, nu va mai fi asigurat cvorumul. Așa că au rămas în sală doar cât s-au votat modificările la codul penal. În momentul în care s-a ajuns la moțiunea simplă împotriva ministrului Tudorel Toader, toți senatorii PSD s-au ridicat din bănci și au plecat din sală, așa că nu a mai putut fi luat în discuție moțiunea, nemai existând cvorumul de ședință. Acum rămâne de văzut ce va declara ministrul Tudorel Toader, după ce termină discuția cu președintele Senatului, repet, cel care l-a susținut întotdeauna. Mulțumesc, Vasile Marcu. Ne uităm în acest moment la niște ore în care Tudorel Toader este așteptat de premierul Viorica Dăncilă să-și prezinte și demisia. A fost votată demiterea. Asta înseamnă că astă seară probabil vor fi trimise la Cotroceni următoarele două documente sau un singur document pe care se scrie: se revocă din funcție Tudorel Toader, ministrul justiției, și se numește ministrul justiției Eugen Nicolicea. Ce va face? Am zis că îi dau un răgaz de 48 de ore președintelui și dacă nu zice da să fie Eugen Nicolicea ministrul justiției, să fie Oana Florea ministrul fondurilor europene și Tit Brăiloiu ministrul pentru românii de pretutindeni în locul Rovanei Plumb și Nataliei Întotero, care sunt pe lista de europarlamentare, dacă nu face asta, se duc în Parlament. Mirel Cur-